Vă salut, dragilor! Cătălin sunt de la Casa Lavandei și astăzi suntem în 13 aprilie. În sfârșit, primăvara a venit și și-a intrat în drepturi, chiar un pic cam prea cald, dar să sperăm că va rămâne în continuare. Astăzi suntem la plantația noastră de lavandă și uh, piticul ăsta mic, din câte vedeți, uh, nu mă lasă să lucrez. Um, V-am adus astăzi aici din cauza că am aici în spate o plantă, după cum o vedeți, o lavandă, care nu am tuns-o în toamnă. Și motivul pentru care nu am tuns-o în toamnă este că îmi place foarte mult aspectul acestui, acestei tufe și foarte mult florile și spicele pe care le face și am intenționat să o mulțesc, ceea ce am și făcut, am luat butaj din ea. Dar acum a venit primăvara și nu am de gând să o las așa, din cauza că dacă o las așa, știți exact povestea cu lavanda care nu este tunsă, se va lăbărța, va crește urât și nu va avea o formă, nu va înflori cum trebuie. Astăzi, din câte am observat, celelalte tufe, chiar și ea, au început să dea în, verde și nu pot să o las mai mult, din cauza că atunci aș pierde perioada în care ea ar înflori. Vreau să mă pun să o tund și să vă arăt exact cum puteți și dumneavoastră să se tundeți lavanda chiar și în primăvară, chiar dacă ați ratat-o în toamna, nu e niciun fel de problemă, să nu treacă un an de zile sau chiar doi până să o tundeti. Atunci, planta începe să prindă un aspect urât și neîngrijit și nu înflorește. Eu o să mă pun să o tund. voi folosi aceste foarfece, Folosesc foarfecile în principiu din cauza că știu că majoritatea dintre dumneavoastră nu aveți acea foarfecă electrică pe care o folosesc eu când le tund pe celelalte lavande, din cauza că până acum câțiva ani de zile am folosit exact Asta, nu are rost, știți firma, e foarte bună și de calitate. De aceea, dacă aveți mai multe tufe, vă îndemn să luați o foarfecă de calitate, fiindcă altfel va ciupi și în timp ați dat banii de pomană pe ea. O să mă pun să tund cu aceasta și la sfârșit o să facem un prim plan. O să vă arăt exact cum arată tufa și să ne apucăm de treabă. În momentul în care eu mă pun să tund tufa, îmi place să iau pe marginea ei rotundul și să văd exact cam ce formă prinde. În general, forma pe care vreau eu să o dau este cea rotundă exact clasică. În momentul în care vă prindeți exact cum stă treaba, nu o să fie o problemă să o tundeți de la an la an, chiar o să vă facă plăcere și o să fie o bucurie. Okay. Poate mult dintre voi veți fi speriați de cum arată tufa în momentul acesta, dar să, să nu credeți că nu va da. O să vă arăt celelalte tufe care sunt exact la fel tunse și au dat în verde foarte frumos și o să vă arăt probabil în momentul în care o să înflorească și un clip cu ea în momentul în care are spicele destul de înalte și frumoase. Haideți să vă arăt un prim plan cam cum arată ea. Ca cum vedeți, este tunsă. Nu trebuie să la acest soi care este Blue Shand, nu trebuie să vă gândiți foarte tare că uh, va muri și uh, în general eu când recomand tunderea lor, recomand uh, tăierea sub uh, cam 2 cm sub verde, dar să mai rămână un pic de verde. Dar Blue Shand, în momentul de față fi din perioada de iarnă, el exact așa arată lemnificat, nu are un aspect foarte plăcut, precum grosă sau multe alte tufe sau imperial gem, dar, ca fapt divers, uitați, dacă mă vă uitați aici, aici vi se pare că este uscat, dar dacă zgâriem un pic, chiar puteți să vedeți mugurei verzi. Toți acești mugurei o să se facă mari, e plină planta de mugurei și acești mugurei se vor face uh, mari și o să vedeți că într-o lună de zile, chiar într-o lună de zile, planta nu o să mai recunoașteți. După cum vedeți, aceasta este o tufă pe care am tuns-o în toamnă și uitați ce frumos a dat în verde, arată foarte frumos. Și aceasta altă, care probabil este una dintre cele mai bătrâne tufe pe care le avem noi, are aproximativ 7 ani. Uitați-vă cât este de mare, este absolut imensă. Da. Bun, cam asta a fost despre tunderea lavandei în primăvară. Pe aparat să o tundeți și o să aveți o plantă sănătoasă și frumoasă, cel puțin 10-11 ani. În momentul în care o să vedeți că spicele devin din ce în ce mai scurte de la baza tufei, o să vă dați seama că tufa iese destul de bătrână și să vă gândiți, dacă nu vă deranjează cum arată, să o înlocuiți. Eu sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, dați un like, un share, un subscribe, mă ajută să creez material în continuare. Și sper să ne vedem la clipul următor. O zi frumoasă! Ceau!